seara. Am încercat cu bandul mai devreme, dar ne-am regăsit târziu, ca să zic așa, să îi rugasem și ne-am fi dorit ca în seara asta să bandul nostru să interpreteze mai multe piese și toate compoziția ale lui Cornel Fugaru, care bănuiesc că știți cu toții, nu mai e printre noi, fizic cel puțin, dar cu siguranță ceea ce a făcut el pentru muzică va rămâne în istoria, nu doar muzicală, a poporului român. E un compozitor cu care eu am crescut. Serghei, înțeleg că și tu l-apreciai, l-ai și cunoscut, parcă. Păi da, dar da, și a fost nerița mea, că el a făcut prima oară cânta cu Sincron. A fost prima formație, să zic, occidentală, care a, la noi, cu păr lung, cu astea, cu, și cu muzica care era... Îmi povestea și mama astăzi câteva, mă rog, chestii așa, cancanuri despre formația Sincron, care a revoluționat... I-a și interzis muzica. La un moment dat. Da. În fine, Dumnezeu să-l ierte, să-l odihnească. Din păcate, toate marile valori, și artiștii, actorii și compozitorii, se pare că nu prea mai putem să producem așa, la nivelul la care totuși pe vremea lui Ceaușescu existau și cântăreți care... Și astăzi au mai îți merg pe scenă. Eu, nu de înțeleg ce? De ce. Îți explic eu. Poate și noi presa suntem nu, de vină. Nu presa. Deci atunci erau foarte multe festivale. Înțelegi care erau... Gândește că noi făceam Șerbul de Aur, care veneau chiar cântăreți de... S-a refăcut, dar fără același succes. Da, dar nu același succes. Dar veneau cântăreți care erau cei mai tari la momentul respectiv afară. Da. Și compozitorii care au obligat să compună pentru aceste evenimente. Festivale. Da. Și după aceea erau emisiunile care erau la televizor. Adică ia, vezi un revelion de atunci. De al Bocăneț. Sau, Bocăneț, da. Și cine cânta. Și vezi un revelion. Cine cânta. Adică nu vreau să șignesc sau să fac. Dar atunci erau alte valori și acum a nebunit toată lumea. Și era și o sensibilitate a muzicii, era altfel, dar acum bagă aparate pe astea, ai văzut, e cam aceeași muzică la, care a prins foarte bine afară și asta e ce prinde. Și o fac foarte mult, cum se numește băieții astea, o fac pe electronică sau pe astea. Dar mai au și oameni care cântă, sunt trupele astea de afară, bine, nu știu dacă le știi tu. Coldplay, de exemplu, care nu are nicio legătură cu un gen de rock alternativ. Da, dar ăștia nu mai prins, au prins ăștia. Ăștia au prins foarte tare. Au prins și ei, că au stadioane pline. Dar, în fine, noi nu știu dacă în generația tânără, și, deși voce avem, dar eu cred că e pe undeva, eu mă uit pe ratinguri și vreau să spun că televiziunea română TVR2 mai saltă, dar saltă la modul jenant, adică un 0-1 punct de rating, tocmai la aceste emisiuni cu relori din TVR-ul vechi, din ce făceau acum 10, 20, 30 de ani mari regizori ai televiziunii române, Vornicu și Bocăneț, știi? Și atunci se mai simte, se mai așa o schimbare, pentru că... Dar și eu am văzut cu Țăndărică, cu Roșu și Negru și cu astea alea vechi, erau impecabile. Extraordinare, ce, da. Ce joc de scenă, ce imaginație și în alb negru, cum făceau, da. Bine, avantajul al negru e că își puneau, nu știu, o eșarfă mov, cu, n-aveau nicio legătură cu, pe dar televizor. Dar muzica care o cântau și ce, toți cu conservator, cu, cu mesaj, adică, cu mesaj, voci, cu voci, cu sensibilitate. Sigur, absolut. Da. Eu... Păi tu nu înseamnă că Phoenix-ul, toată lumea ascultă Phoenix-ul, alea veche acum. Da, da. Ia uite-te, deci eu am văzut acum la tine în mașină și asta Phoenix-ul. Și ai văzut că nu are concert Phoenix-ul, că rupe? Rupe, așa, da. Au avut de Crăciun, i-am trimis și eu pe părinții mei, Sim Phoenix s-a chemat, la operetă parcă, cu 60 de viori, un spectacol extraordinar de frumos. Da. Vezi că asta e problema care comunismul a făcut-o, care unii o recunosc, unii nu o recunosc. Ei au investit foarte mult în cultură. Eu vorbesc și în arte plastice, și în muzică, și în filme, și în absolut totul. Filme că, românești. Filme românești, românești, cultura românească, nu? Pentru că și-au dat seama că asta este o chestie care poți să ieși afară, poți să faci absolut orice. Eu, mai ales la noi, la arte, la pictor, la sculptor, după Revoluția, acum așa mai revoluție. Sau fă ceva, da, se aude în lavalieră. Și lavaliera ți-a intrat așa ușor înăuntru. Acum așa mai reveni puțin, dar a fost perioadă complet moartă. La noi. Și la filme, sigur, eu zic la pictură, la sculptură. Pe ce mai fac comandă sculptură? Acum, nu? Nu știu, uite, eu ți-am spus și când am făcut interviu la tine, că nu mă pricep la pictură contemporană românească, nu mă pricep deloc nici la universală, dar de bun simț, știu 5, 6, 7 pictori.
Mai aveam și prin anii 90, nu știu, am cunoscut un pictor care i-a făcut, de exemplu, bustul lui Corneliu Coposu, cel de la Biserica Crețulescu, de acolo. Buculei se numește. Sculptor. Da, sculptor. Buculei tot acolo cu mine a fost. Da. Da, dar înainte erau să știi, vezi, și eu au pus acum, pe când acum nu mai are absolut nicio valoare arta, nu? Scriitorii, pe ce să scrie atunci? Numai, ce filme, absolut tot. Sergei, nu mai suntem educați de genul ăsta. Tu nu vezi că și nu. Asta te țin 25 de ani de vorbă. Înainte, deci nu se poate face arta asta fără investiție. Și atunci statul român investea. Acum statul român nu mai investește. Particular, ce a cumpărat și atunci particularul cumpăra. Acum particularul nu mai cumpără. Acum particularul mașină, care au făcut bani, excursie, biton. Pentru miton, că particularii, cum spui asta tu, este, nu sunt oameni, mulți dintre ei nu sunt oameni educați. Sunt oameni care au făcut bani. Deci nu se cheia dacă gândește-te ai câteva că milioane din terenuri, asta nu e obligatoriu ca tu să, știu eu, îți dorești să te duci să vezi mormântul nu știu cui la Paris, al lui Morrison, de exemplu. Că habar n-ai cine a fost Morrison. Foarte mulți parveniți. Despre asta vorbim. Aveam atelierele. S-a inversat asta, scara valorilor. Sigur, nu, dar deci nu sprijină nimeni absolut nimic. Atelierele atunci erau ale Uniunii Artiștilor Plastici și aveai atelier ca artist. Acum nu au rânduire, dar nu ăștia, adică asta au băgat-o după Revoluție. Le-au băgat la meșteșugari și spune impozit ca la ăla care bate plachiul, care... Corect, așa este. Păi și cum să fie așa ceva arta asta? Da, eu le-am explicat de multe ori asta. În Japonia, nu numai tabloul sau sculptura sau ce a făcut ăla, și artistul este patrimoniul național. Și pe vremea aia aveai atelier care ți-l plătea statul, culorile și toate alea și pânzele care luai la un sfert de preț, casă de creație la mare, casă de creație la munte, la Mogoșoaia, unde nu plăteai absolut nimic. Și odată pe an ne chemau un județ, deci pe ăștia care aveam un anumit standard, te țineau pe masă casă, o săptămână, eu știu așa, îți dădeau absolut materia prima, adică pânza asta sau piață, ascultă astea, le făceau, le dădeau un ban și rămâneau județului respectiv, care și le punea... Adică era foarte bine făcută treaba asta, care acum a dispărut. E aceeași chestie a fost și la muzică, de la asta am pornit, nu? Atunci erau festivale, erau plătiți. Pe acum un compozitor, cine plătește? Mai sunt Moga, de exemplu, care e un compozitor bun. Da, dar e un Moga, un compozitor care face o anumită chestie, care a prins și asta. Înainte erau 50.000 care toți erau buni, era competiție și... Era competiție și prăpădit, din păcate, și Cristi Noiu s-a dus. Plus că... Eu transmit condoleanțe doamnei Voiculescu Fugaru. Mi-a fost primul stomatolog, mi-a pus aparat dentar când aveam 7 ani. Mie îmi pare foarte rău de... Da, și plus că mai era o chestie, erau difuzați, neașteptată. Nu? Și da, vezi, uite, vedeam, iartă-mă că îmi pierd ideea, azi noapte când am ajuns acasă, am văzut pe Acasă TV, e o emisiune care se cheamă Doamne de Poveste și era un interviu cu soția lui Dinică. Și ca să vezi câtă demnitate, pentru că nici de boala lui Cornel Fugaru nu se știa, că îți dai seama cum l-ar fi hăcuit. Can, cu tare, pe moarte, compozitorul, știi? Au ținut-o așa. Eu n-am știut, de exemplu, și n-am transpirat nimic de la postul Acasă sau de la trustul Media Pro, faptul că Dinică povestea soția lui, avea Alzheimer de ani buni, juca cu cască. Știu. Eu n-am știut treaba asta. Și știi că n-a vrut să-l depună nici măcar la... Asta la, am văzut cu la teatru, Caramitru, cu mare scandal, da. Cu acest Caramitru care nu se termină o dată. L-au dat și... înregistrat și a spus, îmi pare rău, poate în seara aia se juca o comedie și cum să vină lumea la teatru și să găsească mortul în foaier. Și nici n-au vrut să-i dea loc acolo la artiști, că a fost cu scandal mare. Dar ce, Doamne, n-aveați loc de veci? Nu, speram, poate să nu moară, nu s-a făcut pielea așa. Și cu Pinta la fel, Caramitru nu i-a dat nici lui Pinta, povestea soția lui, că n-a jucat la teatru. Național, depuneți-l la teatrul la care a fost. Eu spune, mai poate nu vroia Caramitru să apară, știi că... Dar cine știe Caramitru ăsta? A făcut revoluția. Ăsta ar trebui să stea puțin pe la Părnaie, nu pe la conducere pe aici. Mă rog, asta nu... Păi, dar eu știu eu că aici... Și aici știu și vorbesc, că iar m-am enervez acum. Da. Stări din altă, nu cred că e momentul să... Dar ce vreau să spun, că eu m-am gândit la Pinta atunci, el fiind în loja aceea masonică și mormântarea lui a fost, că știi, prietenul nostru Sorin Bălan și... cine mai era Ianțu și că foarte multă lume a rămas așa, l-au scos cu, erau cu chestiile alea mov, așa l-au mormântat, așa și-a dorit. Poate Caramitru n-a vrut să se asocieze asta și atunci l-au pus la izvor la Bulandra.
Dar deja nu cred că e asta. Doamna Dinică a spus aseară, întrebată de reporter, de ce credeți că Ion Caramitru, pe vremea aceea mi se pare directorul de la Național, are, sau chiar ministrul culturii, nu mai știu. Nu era, ministru, că da. Ministrul a fost sub PNC. De ce a refuzat așa? Și a spus simplu așa, pentru că poate nu-și iubește colegii. Nu știu, mi s-a părut... Deci arta avea toată, nu așa, avea altfel era privită atunci, care normal, acum ar fi trebuit să fie privită atunci decât cum e acum, știi? Dar asta este, nu? Și nu mai metează nimeni, ai văzut că mai sunt emisiune sunt cu cine sunt, nu? Da, corect. Și TVR-ul pe de altă parte, apropo ce de vorbeam muzică, afară, mă, ai văzut că da. Vorbeam afară cu realizatorul nostru că a vrut să cheme pe 2-3 de la Amantele lui Guță și toate au contract, dacă spun sumele, tu cazi jos, mie, da. Cazi de jos, de nervi, cu trebuie, Amantele lui Guță, cine sunt ale? Și numărul la secret... Dacă vă spun sumele, vă dați cu capul de orgă și de astea. Da, mii de euro... Mii de euro da. Ca să vină să ce? Asta e valoarea. Dacă acum. Bârși neapărat, dar bă, nu le plăti că eu cred că vin oricum fără bârși. Și atunci, zic că uite, oricum, că vă citesc numai ăstora care dau 1000 de euro pentru Amantele lui Guță, vă spun așa numai pe cine a băgat astăzi, nici mai știu ce ziar, în seamă, referitor la moartea lui Fugaru. Cătălin Crișan, Adrian Enache, Mihaela Mihai, Octavian Ursulescu, Oana Georgescu, Mirabela Dauer, hai să zic că ea mai apare, Margareta Puslaru, Marius Țeicu, Petre Giambașu, Trăistariu, da, el apare și el, Corina Chiriac, Carmen Trandafir. Vă întreb, de ce ei n-ar putea, dacă tot există bugete la emisiuni de oameni ăștia, de ce trebuie să ne mai amintim când se mai taie un nume de pe listă? Acum îi chemați, adică chiar sunt cioclii sau adevărați muzicieni, compozitori, cântăreți? Nu înțeleg treaba asta. Eu dacă aș avea o emisiune cu buget, jur că aș face o treabă de genul ăsta. Băi, măcar o seară, știi cine face moral făcea. Problema că poate televiziunile particulare nu, dar măcar televiziunea națională ar fi obligată, pentru că eu să mai spun o chestie aici care este bagabonțela, pentru că ei au, dacă eu am în restaurant, difuzez muzică, știi că îi plătesc 30 de milioane pe an, da. Dreptul de autor da, și toate da, astea. Da, da. Și eu pun foarte multă muzică veche, nu? Și unde-s banii ăștia? Că și păi nu, spun, sunt, mi se pare că povestea Mărculescu, nu există, a făcut, mi se pare că cineva de la trupa Compact, Compactul vechi, Compactul a făcut Credit Dam. Și acolo fiecare actor care e invitat, de exemplu, la emisiuni, că Mărculescu e înscris acolo și a luat la începutul anului, spunea câteva sute de milioane. Știu ce. Sunt bani care se strâng de la aceste da. Drepturi de autor și, într-adevăr, da, trebuie să te duci tu să te înscrii, să-ți notezi tu fiecare emisiune la care ești invitat, dacă ești înscris la Uniunea Compozitorilor sau ești actor. Ce cântă la difuzor la mine? Nu. Că plătești și pasta. Păi și televiziunile plătesc orice fel de muzică celebră, se pune. Acolo poți să o verifici. S-o verifici. Dar la mine, dacă pun la radio, ce pun. Și tu treci, păi nu, plătesc radiourile. Tu mai plătești și tu? Absolut, că am difuzez muzică în local sau asta, se plătește taxă pentru drept de autor. Drept de autor. Nu, am înțeles. Și banii și-ar trebui să ducă la ei. Da, se duc o parte. Eu știu cine verifică. Numai că te lovești cu capul, trebuie atâtea să scrii, atâtea formulare, o nebunie, știi? Și până ei banii, că sunt artiști neplătiți la Credit Dam ăsta de anul trecut sau de nu știu când, tot așteaptă să-și ia banii, știi? Acum, normal ar fi fiecare prestație de la televizor să fie plătită pe măsură. Nu poți să dai 1500 unei amante de-a lui Guță într-o săptămână, că vine de 3 ori la televizor, ca să vă ofticați. Da? A, și sunt generoasă acum, 1500 e puțin. Deci, și totuși să chem niște artiști să spui nu poți să vă dau mai mult de 2 milioane. Adică, frate, suntem atât de... Eu am explicat, deci asta este la momentul ăsta... Dar totuși tu ai perfectă dreptate când spui că problema nu e la televiziune particulare, comerciale. Că ăștia lucrează în funcție de rating. Dar TVR-ul ăla la care plătești și orbii abonament... Și mai era o chestie, ca să nu ținem toată seara așa, păi care au scos-o. Deci eu când eram copil, că de-aia m-am apucat de arte plastice și mi-a plăcut pictura, eu am mers la un film și înainte era un sfert de oră, un documentar cu artism. Și eu l-am văzut pe Pace. Și m-a fascinat.
Ce mare nenorocire acum să iau un artist, să-i facă un film, o televiziune, un sponsor, orice, să-l facă, să-l dea domeni înainte să meargă filmul în loc să-mi dea cu...